Într-o lume plină de minuni, unde Crăciunul aduce bucurii și speranțe în inimile copiilor, se petrecea o poveste cu adevărat specială. De-a lungul anilor, Moș Crăciun a străbătut cerul cu sania sa magică și a adus daruri și zâmbete în fiecare casă. Cu fiecare scrisoare citită, cu fiecare dorință îndeplinită, el lasă o amprentă de magie asupra lumii. Dar într-o zi, o umbră malefică s-a ridicat din tenebre. Dragonul rău cu ochii săi aprinși și inima rece ca gheața l-a urmărit pe Moș Crăciun în timp ce acesta pregătea cu grijă cadourile pentru copii. Cu un suflu puternic, dragonul a înghițit sute de scrisori de la copilași și a furat toate cadourile pregătite cu atâta dragoste. Într-o lume care avea nevoie mai mult ca oricând de magie și generozitate, această faptă nu putea rămâne nepedepsită. Echipa de supereroi, Sporter, s-a unit pentru a face față aceste provocări colosale. Cu inimile pline de curaj și hotărâre, ei au reușit să recupereze o singură scrisoare, cea mai importantă dintre toate. Această scrisoare este plină de speranțe, iar echipa s-a angajat solemn să o îndeplinească. Dar pentru a reface magia Crăciunului, avem nevoie de ajutorul tău. Hai să ne adunăm cu toții în centrul Chișinăului pe 16 decembrie, la ora 12, pentru a-l ajunge pe dragonul rău și a recupera toate darurile și scrisorile furate. Fii parte din această poveste de curaj și solidaritate și adu-ți prietenii, familia și colegii cu tine. Fiecare pas pe care îl facem împreună ne apropie de renașterea magiei Crăciunului. Să ne amintim că, într-un bas, totul este posibil. Vine la evenimentul nostru, adună darurile de pe traseu și ajută-ne să readucem spiritul sărbătorilor în oraș. Împreună putem face acest bas să devină realitate.